Vreau să înțelegem cum stabilim obiectivele și scopul unei campanii. Vreau să înțelegem că trebuie să facem research în domeniul specific, vrem să și cum facem acest research. Construim lista de cuvinte cheie și cât de simplu sau complicat este să construim această listă de cuvinte cheie. Vreau să clarificăm avantajele unui cont structurat, ceea ce înseamnă că dacă construim un cont pe baza unei teme de cuvinte cheie, dacă luăm anumite servicii sau produse pe care le marketăm separat prin campanii sau ad grupuri distincte, atunci performanța campaniei overall va fi mai mare. Și ceea ce vreau să scot în evidență este tocmai că un cont structurat și o structură clară a contului, însemnând mai multe campanii, mai multe ad grupuri și mai departe, la nivel de anunțuri, mai multe variații de anunț, cresc eficiența și randamentul unei campanii globale de pay-per-click. Cum scriem anunțurile? Extrem de important în campaniile de promovare este comunicarea mesajelor. Și mesajele, și forma mesajelor iar este extrem de importantă. Motiv pentru care felul în care edităm un anunț, felul în care îl facem să trezească interes în mintea cumpărătorului și vizitatorului e extrem de important pentru noi. Și totodată, cum putem optimiza rezultatele? Cum putem optimiza rezultatele, modificările pe care le putem face pe o campanie, astfel încât tweak-urile mici, mari sau mai puțin sau mai mult complicate, reorganizări de cuvinte pe teme, regrupări, ștergerea de cuvinte și tot așa, vom vedea care sunt aceste etape, elemente pe care le putem face, astfel încât să optimizăm rezultatele. Două secunde, o să caut lista cu răspunsuri la întrebări, ca să vedem efectiv ce a răspuns clientul și o să revin cu imaginea sus acolo. Ok. Întrebările generale pe care le-am adresat clientului sunt dacă, după cum vedeți și din imagine, dacă a desfășurat campanii de promovare, răspunsul este nimic, dacă folosește un sistem de monitorizare a traficului și după cum vedeți mai departe, dacă există conturi de analitic și un cont de Google, care sunt cuvintele cheie pe care doresc să le regăsească în căutarea Google? Clienții sunt de obicei interesați, au în minte și ei sunt resursa importantă în momentul în care se construiește o strategie de cuvinte cheie, să spunem așa. Pentru că clientul este cel care înțelege foarte bine și înțelege și își cunoaște business-ul. Vorbim aici de clienți care sunt foarte apropiați de business-ul lor. Vorbim de companii mari, foarte mari, multinaționale și tot așa, care chiar dacă există un manual al brand-ului și ei spun că își cunosc business-ul, sunt mai depărtați. Directorul de marketing de la o companie foarte mare și cunoaște probabil un anumit brand, un anumit segment, anumite trăsături, un anumit produs. Dar când discutăm despre companii mici, de regulă, clienții, proprietarii acestor business-uri sunt direct implicați în procesul de dezvoltare și înțelegerea business-ului și cunosc și cam care ar fi cuvintele pe care le-ar căuta. Bineînțeles, asta nu e singura metodă de a face research pentru cuvintele cheie care fac parte din campanie, dar asta este un feedback-ul de la client, este extrem de relevant pentru campanie. Aici clientul ne-a povestit despre regim hotelier, cazare București, închirieri, mașini și rentăcar. Deja vedem o discrepanță în domeniul de activitate, închiriere apartamente, care este site-ul pe care trebuie să-l promovăm. Ca să vă explic, nu am citit acest material, este exact pentru că vreau să-l discutăm împreună, este exact ca atunci când vine o astfel de set de întrebări, de răspunsuri la mine și vreau să vă implicați și mă ajutați să lucrăm împreună pe chestia asta. O să vă indic direcțiile și după o să vă cer și ajutorul vostru. După cum observați, cuvintele cheie
închiriem mașini și rentă car, sunt cuvinte cheie care nu sunt în tema obiectivului site-ului. Și atunci vom renunța din start la ele. Adică nu gândim că un site care vrea să, care prezintă închiriere apartamente, vrea să vândă închiriere mașini și rentă car. Direct scoatem această... suntem foarte radicali pentru că nu vrem nici să pierdem banii, nu dăm explicații neapărat în momentul în care... Nu trebuie neapărat să justificăm orice acțiune, pentru că acțiunile noastre sunt acțiunile bazate pe experiențe și profesionalism, iar de regulă poate apărea subiectivismul când un client dă feedback. Și atunci noi trebuie să filtrăm informațiile care le primim de la pe care le primim. Și atunci, regim hotelier poate fi o direcție, cazare București o altă direcție. Bineînțeles că el nu a adăugat aici elemente fundamentale, cum ar fi închirierea apartamente în București. Se pare că se orientează către regim hotelier și cazare București. Asta la o primă vedere, o să vedem după ce ne intrăm pe site și analizăm un pic site-ul, să vedem elementele din site. Zona în care dorește să promoveze, spune local, local înseamnă în București, înțeleg din asta. Produsul este serviciul de regim hotelier. Atunci o să încercăm să ne focusăm doar pe zona de regim hotelier, dacă ăsta e focusul dorit de client. Nu și-a propus un target cantitativ, ceea ce înseamnă că nu are un obiectiv foarte clar stabilit, ceea ce ne dezavantajează, pentru că vom vedea că în construcția unei campanii este fundamental să avem un scop foarte clar stabilit, care să se transpună mai departe, pe care să transformăm mai departe în rezultate concrete, cum ar fi un anumit volum de trafic, estimând o anumită rată de conversie, ne estimăm și anumite rezultate palpabile. Bineînțeles că neavând un obiectiv cantitativ, avem efectiv o problemă de poziționare a acestei campanii. Dar o să încercăm să estimăm în bază zero rezultatele pe care ne dorim. Categoria de vârstă. De regulă, asta e forma de răspuns pe care o primim de la clienți. În general, poate dumneavoastră aveți mai mult noroc cu clienții, dar în general, asta e un exemplu foarte clar. Definiția targetului și categoriei de vârstă, profilul demografic, socio-psihodemografic al utilizatorului este foarte clar conturat, cel puțin în cazul companiilor mici și medii. Și atunci ne trezim cu o categorisire de vârstă între 20 și 60 de ani, care este un target foarte larg. În partea superioară avem un consumator de internet, foarte puțin consumator de internet, mă refer la poziția începând de la 45 la 60 de ani, ceea ce înseamnă că targetul superior ne dezavantajează pentru acest tip de campanie. Bineînțeles că toată lumea caută oameni de afaceri, mici întreprinzători și angajați. Angajații, iar o chestie foarte globală, generală, nu ne ajută foarte mult. O să primim și primim permanent răspunsuri de genul irelevant domeniul de activitate. Și atunci când definim un grup țintă și plasăm în definiție ambele, să zicem, extreme, dacă povestim că avem un grup țintă, dar targetăm și bărbați și femei, este egal cu zero. Dacă spunem că targetăm persoane fizice și persoane juridice, egal cu zero. Adică nu ne ajută decât dacă încercăm să cuantificăm, să plasăm care target, ce tip de profil e mai potrivit pentru produsul nostru. Ok, mergem mai departe, trebuie să trecem un pic mai departe ca să nu rămânem în urmă. Închirierea apartamente și garsoniere regim hotelier, închirierea garsoniere regim hotelier. Asta e cel mai bun produs vândut până acum, închirierea garsoniere regim hotelier. Și cel mai prost, bineînțeles, rentă car. Ne așteptam alte produse din portofoliu. Ok. Important este de reținut care este valoarea cea mai mică a produselor comercializate și cea mai mare, pentru a putea estima, o să vă explic un pic mai încolo, ce înseamnă incremental cost per click și cost per click și value, click value. Ce bonusuri poate să ofere? Iar vedem discountul pentru închirieri pe termen lung de 5 zile, ceea ce ne va ajuta foarte mult în construcția anunțurilor. Da? Vom putea targeta anunțurile, discounturile, le putem plasa în anunț pentru a face anunțul mai atractiv. Ok.
Avem și o sugestie de landing page, ceea ce anume pagina de contact. Recomandarea mea este totuși să nu folosim pagina de contact direct ca și landing page, pentru că bounce rate-ul va fi... N-aș vrea să spun că bounce rate-ul va fi mare, cu toate că aș fi tentat să zic chestia asta. Ideea este că utilizatorul va pleca de pe pagina de contact și va ajunge pe o altă pagină în care va exista informația, după care se va întoarce probabil la pagina de contact. Oricum, va face un click în plus, motiv pentru care nu aș recomanda trimiterea către landing page-ul pagina de contact. Ok. Și având datele astea, mergem un pic mai departe. Și haideți să încercăm să stabilim concret scopul și obiectivele acestei campanii. Aici este un extras dintr-o prezentare a lui Paul Katz, pe care vă recomand. Este în această prezentare, să găsiți cu link pe informațiile extrase din prezentarea lui. Vreau să vă arăt ce spune el despre cum definește obiectivele și goal-urile. Cantitativ, transpuse practic în rezultate vizibile. Și anume, click-ul și trafic, calitatea anunțurilor și un CPC mic și return on investment și creșterea vânzărilor. Astea sunt elemente pe care trebuie să le transpunem și noi și ne ajută în stabilirea scopului și obiectivele în această campanie. Acum revenind la Excel, haideți să trasăm pe o hârtie, să ne propunem să trasăm aceste obiective. Și eu propun să... am văzut un whiteboard în spate acolo, nu știu dacă funcționa. Ăla cu tabla. Ok, deci avem de reținut că discountul pentru închirieri pe termen mai lung de 5 zile, asta ar fi un element interesant, plus o valoare medie a produselor, care e undeva la 80 de euro pe zi, ar fi valoarea de vânzare a unui produs. Aș merge un pic mai departe și a specula că închirierea în regim hotelier ar fi un minim de 3 zile. Aș încerca să-mi stabilesc un scop în a nu închiria pe mai puțin de 3 zile. Nu s-o pun ca un criteriu. Scrie într-un mod? Da, ok. Scriu într-un mod. Da, îmi cer scuze, n-am fost pregătit și de scris. Dar e ok. Puteți să mă ajutați. Poate să-mi scrie cineva. Perfect. Cine se declară învingător în a completa o foaie de hârtie cu datele pe care le spune? O să rog unul dintre internshipuri la Republica, pe Cătălina sau pe Dragoș, să mă ajute în... Da? Ok. Cătălina și Dragoș sunt în programul de internship de la Republica Interactive. Poate știți, l-ați văzut pe Dragoș pe website, ajutând să decidă care este câștigător pentru definiția acordată social media. Ok. Cătălina, vine un pic aici. Gata. Am găsit și cineva care să mă asiste în a scrie. Corect. Acum, deci promoția pe care vreau să o scoatem în evidență este acest discount pentru închirieri pe termen mai lung de 5 zile. Deci, asta e un element important. Și haideți să calculăm care ar fi profitul pe care l-ar avea dintr-o tranzacție. Astfel știm profitul, putem să știm cât putem să investim pe click, care ar fi rata de conversie estimată și după aia putem să ne apucăm efectiv de treabă. Dacă 40 de euro este valoarea cea mai mică și 120 de euro pe zi este valoarea cea mai mare, atunci înseamnă că media ar fi, facem o medie aritmetică, și ar fi undeva la 80 de euro. Înmulțit cu 3 ar fi 240, ceea ce înseamnă că pe o comandă, un client ar putea să genereze 240 de euro într-o zi. Să zicem că rata de recurență la... ce înseamnă rata de recurență? Înseamnă cât de des va reface, să zicem, contracta serviciu. Să zicem că pe o perioadă de un an de zile, contractarea acestui serviciu se va realiza de 6 ori, să zicem că nu 10, 6. Să zicem că odată la 2 luni el va veni în București pentru a sta în regim hotelier.
să spunem că ar fi ok. Zicem că are vine la o întâlniri repetate care se întâmplă o dată la două luni. Mergând pe profilul ăsta, avem 3 zile de ori 6, ar fi 240 de euro mulțit cu 6. Imediat calculăm. Ok, 1440 de euro ar fi valoarea pe care ar încasa-o cel care ar închiria în regim hotelier pe o perioadă de un an de zile pentru un client care ar avea o recurență de o dată la două luni. Bun, perfect. Acum, ce vrem noi să înțelegem cu acest lucru înseamnă că pentru a genera o vânzare, cea mai mică valoare a unei vânzări ar fi 40 de euro. Bun. 40 de euro, să zicem că încercăm să ne focusăm totuși pe 3 zile, ar fi 120 de euro. Rata de profitul la 120 de euro, să estimăm că este undeva la 40%. În regim hotelier, profitul de 40% ar fi un profit ok. Și atunci avem 40% din cea mai mică valoare, din 120 de euro. Ok. Deci 48 de euro ar fi profitul. Am pregătit aici și un Excel care să... Ok. 48 de euro înseamnă undeva la... O să vă explic imediat de ce scriu asta. Undeva la... 160 de lei. Ok? Deci să zicem că pentru cea mai mică valoare pe care ar putea să o câștige advertiserul nostru, clientul nostru, ar fi 160 de lei pentru cea mai mică comandă și un câștig potențial pe o perioadă de un an de zile de 40% din 1440. Deci, vreau să calculez care e cea mai mică valoare pe care o estimez ca și câștig potențial și cea mai mare valoare pe care ar putea să câștige vreodată din acest profil de client, care e un profil de client foarte plauzibil pentru închirieri de regim hotelier. Ok. Trecând mai departe și analizând toate valorile astea, avem acest 158 de lei. Și haideți să încercăm să estimăm data de conversie. Înainte de a estima data de conversie, mergem un pic pe site-ul clientului. Ok, până revine calculatorul, haideți să încercăm să ne gândim un pic vis-a-vis de data de conversie. Cel care caută, dacă încercăm să targetăm exact și să încercăm să facem o campanie care să identifice exact grupul țintă potrivit pentru acest produs, o să vedem că rata de conversie este destul de mare în cazul ăsta. Noi, natural, în momentul când analizăm o rată de conversie, plecăm la rata de conversie de 1% și zicem că asta ar fi o rată de conversie în bază 0. Bineînțeles că lucrul ăsta poate fi, putem afla în primele două săptămâni sau în prima lună, că această estimare noastră a fost eronantă și rata de conversie este undeva la 3%, de exemplu. Pentru acest exemplu, vreau să estimăm rata de conversie undeva la 5%, pentru a fi... zicem, pentru ca rezultatele să fie un pic mai spectaculoase și să înțelegem
să ne propunem această rată de conversie, vedem cum o atingem prin, și prin ce metode. Hai să vedem dacă funcționează acum internetul. Ok, am intrat pe site. Încă o dată, am cerut la cineva la un moment dat să vă spun cum am ajuns la acest, la acest client. Am spus vreau să fac workshop pe un anumit un client și am zis cine are nevoie de o campanie gratuită și nu știam nimic despre, despre site. Ok, avem ofertă regim hotelier. Aici sunt, se pare, ofertele puse toate pe o pagină, ceea ce identifică această cazare București pe pagina asta ar reprezenta un excelent landing page pentru campania noastră. Sunteți de acord? Chiar dacă sunt, fie tocmai alternativele în oferte, n-aș merge sau mergem să construim o campanie doar pe un singur, o singură ofertă. Cum vi se pare mai ok? Haideți să și răspundem, că aș vrea și un pic de interacțiune. Știu că pare plictisitor până analizăm toate detaliile și încep. Mergem pe una, da? Sigur, de ce n-am merge pe mai multe? Amândouă răspunsurile sunt bune, în contextul în care, dacă mergem pe această listare, oferim variații, dar campania noastră nu va fi foarte targetată pe un anumit produs, ceea ce va face ca costurile să fie un pic mai mari, datorită relevanței care nu e... De exemplu, am putea să facem o temă cu Piața Unirii și am zice apartamente de închiriat sau regim hotelier Piața Unirii, regim hotelier București, Piața Unirii, să spunem cuvinte mai, mai fraze cheie mai largi. Dacă mergem pe general, nu vom putea să mergem direct pe zonele respective și nu putem adăuga variații de genul ăsta. Fără, în momentul în care adăugăm acest tip de variații, performanța campaniei datorită relevanței crește. Și atunci, datorită faptului că ne imaginăm că bugetul acestui client ar fi mic, aș merge pe ideea lui... cum te cheamă? Bogdan. Bogdan, încerc scuze. Pe ideea lui Bogdan. Ok. Și atunci, haideți să luăm un... să zicem, sala Palatului. Suntem în zona aici, nu? Suntem la sala Palatului, nu? Da? Ok. Bineînțeles că recomandări de optimizare a paginii ar fi, în primul și în primul rând ne uităm, eu mai multe tipuri de scris aici, avem culori variate, ok, dar nu mergem atât de departe, o să vedem asta în momentul în care trebuie să, când performanța campaniei, landing page-ul influențează performanța campaniei. Bineînțeles că lucrul ăsta se întâmplă din primul moment în care începe campania, doar că la momentul ăsta asta avem parte de filă. Bun. Perfect. O să limităm numărul de cuvinte pe care vrem să le facem la, în campanie la 5. Pentru că nu, deja ar dura foarte mult și n-are niciun sens. Ok. Acum, cred că totuși m-am pripit pentru că ar fi nepotrivit să stau acum să construiesc un cont de domeniu, dar pentru a face o campanie pentru el, dar e necesar. Așa că puteți întreba 2-3 minute ca să pot să fac un cont de domeniu între timp, ca să putem să-i facem contul de Google. Care e bugetul pentru clientul ăsta? Bun. Estimativ. Nu am stabilit bugetul. Aștept bugetul. Mă așteptam să fie totuși să lucrăm împreună la această campanie. Ia. Iar ce îmi vreau? Da? Care rezultat
nu are un profil foarte clar definit. Și atunci nu vom face o campanie profilată după demografic, ci vom face o campanie bazată pe cuvinte cheie. Asta e întrebarea, un răspuns pe care eu ți-l pot da. Adică aș vrea să știu, să identific profilul la momentul ăsta, dar ar fi... E irelevant ce a trecut clientul acolo, da. Ce a trecut clientul acolo e irelevant. Așa se întâmplă. De regulă, clientul nu oferă un feedback foarte, foarte clar. Și de tot feedback-ul ăla, de fapt, se folosește doar oferta promoțională, cam asta? Nu, ne-am dat seama că el este focusat pe închirierile gym hotelier. Ne-am dat seama că are o ofertă promoțională, ne-am dat seama care este valoarea minimă și valoarea maximă a unui apartament pe care le închiriază și ne-am dat seama că a avut o strategie, să zicem, difuză până acum, încercând să promoveze și serviciile de închiriere de mașini.
construit un cont de Gmail și am construit de asemenea un contul de AdWords pentru contul de, deci contul de Google, care e comun pentru AdWords, Analytics și toate serviciile Google. Acum am selectat teritoriu, lucru pe care puteți și moneda permanentă pentru cont. Această monedă nu se poate modifica după ce se setează contul, iar rămâne stabilit, trebuie să ștergeți contul, voi faceți un alt cont în cazul în care ați ales moneda greșită. Recomand alegerea monedei naționale pentru mai multe motive. Odată că există subdiviziuni ale monedei care sunt foarte utile, adică fracțiuni, putem scădea bidul sau mări bidul în cantități mai mici decât la euro sau la alte monede de dolar. Totodată e mai ok să avem o viziune în lei, pentru că noi lei în casă. Ok. Avem contul de AdWords. Ce vreau să fac în momentul ăsta? Vreau să deschid Google AdWords Editor și să conectez totuși la să mă conectez la acest cont pentru a avea o mai multă flexibilitate și a putea să lucrez direct cu mai multe date. Să pot să le schimb, să pot să copiez, să adaug, să modific mai multe date. Cei care nu știu, AdWords Editor este o interfață desktop-based prin intermediul căreia se pot edita campaniile AdWords și totodată putem avea mult mai multă flexibilitate și putem avea mult mai multă libertate în gestionarea datelor. Vă recomand că puteți folosi această aplicație. Prima campanie pe care o să o facem, mie îmi place să încep campania din contul de AdWords și nu din AdWords Editor, pentru că na, așa m-am obișnuit și așa mi se pare ok. Primul lucru pe care vom seta este o campanie de test pe care vom lucra modificând ulterior toate elementele necesare. JavaScript-uri care se încarcă și încarcă automat pe diverse banalități și de-astea. Deci, creați prima dumneavoastră campanie. Prima campanie se numește campania 1, să lăsăm așa, țara România, aici avem setările de țară, limba română, date demografice nu interesează deocamdată, zicem toate site-urile, dispozitivele, rețelele pe care dorim să apărăm, rămânem doar în rețeaua de căutare, în parametrii așa, și dispozitive, vrem să, ca cei care au iPhone-ul să nu, și nici alte dispozitive smartphone să nu vizualizeze reclama noastră. Vrem licitarea să fie manuală pe click-uri, bugetul pe zi îl punem pentru început 10 RON și vreau să avem preferințe de poziționare. Îmi place să cred că vreau să gestionez poziția și cred că gestionez poziția mai bine decât motorul, decât Google.
Totodată vreau ca difuzarea anunțurilor să fie accelerată. La data de începere a campaniei este acum și nu se va opri. Difuzarea în rotație, o să revenim la lucrul ăsta. Salvați și continuați. Așa, titlul anunțului este test, test, test și aici test. Un loc. Ați fi uimit să știți că mi-a pornit o campanie așa. Cu test. Neplăcut, da. Ai fi uimit. O să configurăm facturarea mai târziu, nu ăsta este elementul cheie. Ok, da, repetiție. Scuze. Repetiția, corect. Ok. Bun, perfect. O să oprim campania, o să întrerupem la momentul ăsta și o să mergem la contul meu și o să schimbăm preferințele din cont, o să schimbăm limba în limba engleză. Motivul pentru care fac acest lucru este că, cel puțin pe versiunea veche, erau câteva incompatibilități cu Google Analytics, în contextul în care dacă nu selectai limba engleză, nu aveai acces la la Analytics în AdWords, lucru care era destul de trist. Ok, pentru cei care nu știu ce înseamnă Pharmacy Checker ID, pentru cei care au farmacii ca să poată vinde medicamente, e nevoie de un ID special pentru farmacii. Ok, acum ne întoarcem în AdWords Editor și la fel ca în Outlook, dăm o sincronizare cu toate campaniile care sunt în contul nostru sus pe platforma AdWords. Și acum avem campania pe care am uploadat-o, pe care am construit-o anterior, o avem aici. O să începem prin a păstra simultan deschis și închiriere apartamente, pagina Sala Palatului, pagina Regim Hotelier, Sala Palatului, aproximativ 300 de metri de stația de metro, o zonă liniștită, la. Ok. Și o să începem să facem următorul lucru. Ne mai uităm un pic la prezentare. În care, în momentul ăsta, ar trebui să facem următorul lucru. Ar trebui să intrăm pe domeniul închirier, regim hotelier și să analizăm care sunt anunțurile, care sunt ce face concurența, ce face concurența în acel domeniu, care câte anunțuri apar în dreapta. Trebuie să vedem ce formă au anunțurile respective și să vedem dacă putem să venim cu ceva mai mult decât forma respectivă. După care putem analiza, ne strângem în grupuri și vedea care sunt cuvintele cele mai relevante pentru structura respectivă și a gândi acea structură de grupuri și campanii. Să zicem că la momentul ăsta vom face o singură campanie, o singură campanie de căutare pe care am construit-o acolo ca și variantă de test, având un singur grup și anume acela al apartamentului de închiriată de gym hotelier în zona Sala Polivalentă. Tudor, știu că probabil informațiile pe care le dau eu sunt ușor plictisitoare pentru cei care le știu deja, dar mi-ar plăcea să fim cu toții cel puțin nu așa călăcioși. Mergând un pic mai departe, haideți să ne gândim la cuvintele cheie pe care le vom adăuga. Deci, varianta pe care am propus-o eu este să intrăm pe
să vedem un pic concurența, e bine să copiem de la concurență, e bine să ne inspirăm. Închiriere regim hotelier. Ok. La închiriere regim hotelier, închiriere regim hotelier este o căutare foarte deschisă. Adică aș introduce-o totuși cu suficiente rețineri în această campanie. Tocmai datorită faptului că aș vrea să încerc o căutare ceva mai targetată. Și anume, închiriere regim hotelier București, dacă nu chiar închiriere regim hotelier sala polivalentă, sala palatului. Haideți să, în același timp, să și adăugăm cuvintele cheie la care ne gândim. Ok, bineînțeles că aici partea asta nu sunt chiar cele mai bune, putem să adăugăm și altele. Ce vreau să vă spun este că, după cum observați, regim hotelier este tema centrală acestui ad grup. Regim hotelier apare permanent în fiecare dintre frazele cheie pe care le-am detaliat aici. Aș merge mai departe să folosesc exact match-uri sau phrase match-uri. O să vă le am în prezentare și o să vă spun două tehnici despre ele. Etapa pe care am trecut-o acum a fost că, bineînțeles, rapid așa, am analizat anunțurile care sunt acolo, am văzut cam ce cuvinte cheie folosesc ei, am făcut mai multe căutări. Bineînțeles că noi n-am făcut chestia asta, dar putem să facem chestia asta și trebuie să facem lucrul ăsta. Intrăm pe site-urile respective, vedem pe ce cuvinte cheie se axează ei și cum încearcă ei să poziționeze. Bineînțeles că adăugăm cuvintele în ad-ul nostru, după care putem merge mai departe folosind tool-urile disponibile de la Google pentru a adăuga și mai multe cuvinte. În contextul în care, după ce avem noi o idee formată despre tema grupului care are regim hotelier în el, putem merge în Google Keyword Tool sau Suggestions și putem găsi și alte cuvinte care sunt pe aceeași temă pe care le putem adăuga. Ok, mergând mai departe, avem să zicem că am construit lista de cuvinte cheie. Ceea ce am făcut noi a fost, bineînțeles, o chestie minimală, dar asta am construit lista. Acum definim ad grupul ca fiind regim hotelier. Știu că o să termin, da, o să termin. Da, și și denumirea campaniei este, să zicem,
Mă gândesc că poate grupul Regim Cotenier este un grup prea general. Poate ar trebui să fie Regim Hotelier Sala Palatului. Cum am zis mai devreme, când ne-am gândit că fiecare ofertă va avea un grup distinct. Deci poate ar merge, poate ar trebui să zic, închirierea apartamentului în Regim Hotelier să fie campania și în grup, în loc să fie grupul Regim Hotelier, să fie Regim Hotelier Sala Palatului. Și acum revenind la cuvintele cheie. Întrebarea este poate, ok, dar de ce folosești așa fraze cheie atât de lungi? Cine o să caute fraze cheie atât de lungi? Aceste căutări, cu cât sunt mai precise, mai exacte, odată că identificăm acei utilizatori care ar avea exact nevoie de serviciu pe care noi îl marketăm, mergând un pic mai departe și costul per click o să fie mai mic datorită scorului de calitate mare dat de relevanța cuvintelor raportate la anunț. Aici aș mai adăuga închirier Sala Palatului și știu că probabil închirier Sala Palatului ar fi un pic broad așa, dar gândindu-mă că Sala Palatului este totuși focusul pe care vreau să pun accent, aș merge să adaug și zona și închirier Sala Palatului. Ok. Deci acum avem cuvintele cheie și le aplaudăm în campania predefinită mai devreme. Între timp, vedem ce am făcut din lista de ce ne-am propus. Am construit lista de cuvinte cheie. Așa, n-am adăugat termeni negativi. Deci, recomandările pentru construcția listei de cuvinte ar fi să adăugăm variante de plural și singular, lucru pe care nu l-am făcut, lucru pe care putem să-l facem. Totodată, astea sunt variații relevante pe care le-am introdus noi. Cuvintele negative, să le excludem, cum ar fi o listă de cuvinte negative generale pentru această campanie, ar fi lista orașelor din România, care nu sunt mai puțin orașul București și Ilfov. Există astfel de liste care sunt disponibile la toți cei care fac AdWords. Chiar discutam acum cu vă, Adriana, îmi dau seama că chiar cu ea discutam acum câteva săptămâni vis-a-vis de aceste liste de cuvinte negative pe care putem să le folosim în sistem colaborativ. În contextul în care cineva oricum le face, să le share-uiască și la ceilalți ca să nu mai stea altcineva să le construiască. Astea sunt aceste cuvinte negative pe care putem să le adăugăm. Eliminarea cuvintelor cheie neperformante se realizează după ce avem suficiente date să analizăm dacă cuvântul respectiv a fost neperformant sau nu. Regrupăm cuvintele care performează în grupuri specifice, pe teme specifice, mai exact putem să construim dacă vedem că... Bine, mi-a mers foarte precis acum, am mers foarte targetat, să spun. Dacă am merge un pic mai deschis, mai broad, am putea să simțim nevoia la un moment dat să îngustăm zona și să încercăm să grupăm și mai multe cuvinte pe mai multe pe grupuri mai mici, mai precise, mai exacte. Nu am adăugat termeni relevanți, nu am adăugat termeni prea generali. Un constructurat, exact asta vă spuneam și ați văzut cum am construit, păstrând în minte faptul că vom construi câte un ad grup pentru fiecare ofertă disponibilă pe site-ul în cauză și eventual vom putea construi campanii separate pentru diverse produse și servicii pe care clientul vrea să le scoată în evidență. Vedeți, închirierea apartamente Regim Hotelier a fost unul din aceste elemente. Am și construit o astfel de campanie.
putem construi campanii și e recomandat să păstrăm un singur, o singură rețea de distribuție a mesajului, adică dacă vrem să facem o campanie de căutare, facem o campanie de căutare distinct pentru căutare și ea are sau 10 campanii distincte pentru căutare și 10 campanii distincte pentru contextual și placement. Deja când discutăm despre bannere, e altceva, le adăugăm și palea, e cu totul și cu totul diferit. Gândim cu totul și cu totul diferit. Nu am amestecat teme de cuvinte, lucru pe care am încercat să nu-l facem. Și ca și experiment am adăugat închirieri sala palatului, lucru care e ceva mai pro. Haideți să scriem un anunț acum. Ne-am uitat combinat, e posibil să fi sărit peste etape, dar chiar cred că a fost un pic ambițios din partea mea să facem o campanie direct acum. Oricum, ne uităm iar peste cuvintele, peste forma anunțurilor date de competiție și revenim în AdWords Editor, după cum vă spuneam, tool-ul pe care îl folosesc și care îmi place foarte tare. De exemplu, să vă explic unul din motive și să vă arăt unul din motive. De exemplu, acum eu am făcut un grup. Acum. Asta e primul grup. Ok. Scuze. Deci am făcut... am făcut al doilea grup. Și al treilea grup. Și al patrulea grup. Și al cincilea grup. Da? Deci dacă vreau să construiesc 100 de grupuri în această campanie, nu trebuie decât să copiez grupul anterior și să-i modific conținutul. Lucru care, dacă încercați să faceți asta în interfața web cu JavaScript și aici, asta să vă ia o lună. Și după care, bineînțeles, că am și posibilitatea de a renunța la ele. Asta e ca un lucru motiv în plus pentru a folosi Google AdWords Editor. Bineînțeles, când aveți campanii ceva mai mari și aveți nevoie de... Recomandarea mea este să aveți campanii mari tot timpul, dar... AdWords, deci. Și avem acest ad cu test. O să începem de la coadă la cap, ca să fie mai simplu. Da, o să încerc să vorbesc așa, pentru că vreau să și... Deci o să intrăm pe închiriere apartamente și aici o să luăm destination URL-ul și o să-l punem aici. Și asta putem să facem direct așa, dar cel mai eficient, cu toate că Google Analytics interpretează rezultatele din AdWords, ar fi să folosim ceea ce se numește Google URL Builder, care adaugă niște identificatori pe link-ul din anunț, astfel încât link-ul să trimită și să putem identifica sursa care va fi pay-per-click advertising, mediul Google Search și putem merge un pic mai departe, termenii să fie regim, hotelier, sala polivalentă, palatul. Campaign name, închirier, apartamente. Ok, am generat acest URL care ne va ajuta, după cum vedeți, el e mai amplu. Așa, în care apar toate elementele definite mai sus. La display URL ne vom folosi de acest lucru și vom plasa un... vom încerca să renunțăm la elementele redundante. Vom capitaliza și vom renunța iar.
Da, e... Acum s-a modificat un pic, o să lăsăm așa. O să lăsăm așa, dar nu o să ne lasă. Da, vedem de ce facem. Ok, în headline, recomandat este să încercăm cuvinte operatori dinamici, keyword-uri dinamice, ceea ce înseamnă că se va schimba conținutul titlului în funcție de căutarea utilizatorului, ceea ce înseamnă keyword. Ăsta e operatorul și aici să punem o alternativă în cazul în care keyword este mai mare de 25 de caractere și nu se poate poziționa aici, motiv, lucru care se va întâmpla în cazul în cazul keyword-urilor care sunt în, la noi acolo, fiind niște fraze mai lungi. Da. Deci motiv pentru care e posibil să renunți la momentul ăsta la, la această dinamică, acest operator dinamic și să merg pe zona regim hotelier, sala palatului, nu plecăm în cafea. Al doilea, prima linie descriptivă prezintă calitățile produsului. Calitățile produsului în, în cazul nostru sunt 63 de metri pătrați, 63 de metri pătrați, 63 de metri pătrați, nu știu dacă e atât de relevant la 63 de metri pătrați, prețul începând cu 43 de euro. Prețul începând cu 43 de prețuri. Nu știu dacă zona... Zona centrală, mai decât regim hotelier, aș merge cu zona centrală de condiște. Ok? Și aș zice așa, prețul începând cu 43 de euro. Începând cu 43 de euro, zona sala palatului. Și aici închiriază astăzi cu 5% discount. Să zicem că capitalizarea elementelor plus plasarea în, în anunț a diverselor incentivuri, elemente motiv, factor motivațional, va face din acest anunț un anunț care va aduce către landing page un trafic relevant. Bineînțeles, sper că acest anunț va avea și o poziționare bună. O să începem cu o licitație, bineînțeles, într-un episod viitor, o licitație agresivă la început, după care ne vom poziționa pe poziția în căutare, în rezultatele plătite, cea care ne va genera cea mai mare rată de conversie, conversie despre care am discutat foarte fugitiv așa. Câteva reguli despre cum scriem anunțurile, trebuie să atrag, anunțul trebuie să reflecte tema cuvintelor, trebuie să folosim mesaje emoționale, central sala palatului ar fi fost o idee. Cuvinte cheie în anunț am pus, testăm variante multiple, bineînțeles niciodată nu e recomandat să aveți o singură variantă de anunț, cel puțin 3-4 variante de anunț. Nu folosiți mesaje generice, inspirați-vă din concurență, însă faceți anunțurile unice. Oferta cât mai, trebuie să aibă cât mai multe informații, însă recomandarea mea este să nu încercați să vindeți din anunț, încercați să trimiteți către un landing page. Landing page-ul mai târziu face, e graduală vânzarea, nu încercați să faceți vânzarea din, din anunț. De reținut ce vreau să vă mai spun așa pe fugă, match type-urile, exact match, phrase match și broad match, sunt de asemenea folosite în a genera trafic de calitate, în contextul în care dacă folosești exact match, doar cel care va căuta tennis shoes, va scrie tennis shoes, va ajunge, va vedea anunțul, dacă folosești phrase match, dacă va pune un alt cuvânt în față sau în spate, va vedea anunțul. Și broad match este în contextul în care el va, va putea face și variații ale termenului cu sinonime ale frazei.
altceva scorul de calitate, ceea ce vă spuneam că e extrem de important, de reținut următoarele aspecte, relevanța anunțului și a cuvintelor cheie, rata de click, performanța contului, motiv pentru care nu e bine să schimbați un cont cu altul, calitatea landing page-ului și cât de bine arată relevanța cuvântului și temei cuvintelor cheie în pagina respectivă și alți factori secreți Google. Ok, nu știu dacă am reușit să realizez tot ce mi-am propus vis-a-vis de acest workshop. A fost mai mult o prezentare. Așa că, în spirit de gnoz, mă doare foarte tare spatele și am și un motiv pentru care am descoperit că am dat niște zăpadă de lângă mașină. M-am aplicat de 10 ori și asta e febră musculară. Asta pentru că am stat prea mult în fața calculatorului și am făcut ceea ce am făcut acum pentru încercând, într-o încercare, încă o dată, cred că un pic cam ambițioasă, să vă arăt cum să faci o campanie. Sper că s-a înțeles ceva. Aștept criticile voastre pe blog, pe site, pe Twitter. Sunt sigur că și cei care ne-au ascultat acum au zeci de mii de comentarii mai mult sau mai puțin răutăcioase. Sper că v-a fost de folos. Oricând puteți cere informații și sperăm ca pe viitor să, tocmai datorită feedback-ului care l-ați dat voi, care conține dorința voastră de a învăța cât mai multe despre acest domeniu, vrem să venim cu informații mai calde către voi și tot mai apropiate de obiectiv pe care îl aveți și acela de a învăța cât mai multe despre acest domeniu. Eu mă duc să beau o cafea. Acum, Tudor Totolici, colegul meu, vă va vorbi... Am două întrebări? Una. Ok, iau o întrebare, după aia la networking iau sute de întrebări, dacă aveți. Mii de întrebări iau. Ok, două întrebări.